Salutare lume, Axel aici și astăzi vin cu review-ul telefonului Samsung Galaxy Note 4. Ultimul model lansat de către Samsung este, bineînțeles, și cel mai tare din acest moment. Dar se observă că Samsung vrea să aibă o strategie pe termen lung la produsele pe care le lansează, pentru că diferențele dintre Note 4 și Note 3 sunt mai mult pe partea de hardware decât pe cea de software. Primul lucru pe care îl vei observa este ecranul superb de 5,7 inch. Aceeași dimensiune ca și ecranul de pe Note 3, dar acum avem o rezoluție mai mare de 2560 pe 1440 de pixeli, adică în jur de 515 pixeli per inch față de 386 cum erau pe Note 3. Asta înseamnă că totul este mai detaliat, mai clar și în stilul specific Samsung, culorile parcă sar din ecran, toate lucrurile astea făcând ca Note 4 să fie telefonul cu cel mai bun display din acest moment. Dar rezoluția mai mare ridică o mică problemă, specifică tuturor producătorilor care adoptă tehnologii noi, iar legat de ecrane cu rezoluție mai mare, și pentru că vorbim de un telefon până la urmă, puține lucruri sunt optimizate să funcționeze nativ la rezoluția asta. Nu mă înțelegeți greșit, ele se văd bine, dar nu cred că există o aplicație, față de cele de la Samsung, care să știe să profite în acest moment de rezoluția mai mare. YouTube tot video-uri la 720p îți bagă în aplicație, deși ai de ceva vreme telefoane cu ecrane Full HD. Jocurile merg bine, dar foarte puține din ele știu să folosească resurse vectoriale sau resurse pentru rezoluția asta, dar probabil cea mai bună experiență care ți este oferită pentru rezoluția asta pe diagonala unui telefon este browsing-ul. Pentru că site-urile se adaptează la diagonală și rezoluție, iar textul se vede foarte clar. Al doilea lucru care îl vei simți este marginea metalică și construcția mult mai solidă. Nu că până acum telefoanele Samsung nu ar fi fost solide față de altele care se îndoaie în buzunar, în fine, dar marginea metalică îți oferă și senzația asta. În plus, pentru că marginea este dreaptă și nu rotunjită, priza este numai bună în mână și dacă până acum la un telefon din gama Note mi-era frică să-l folosesc cu o mână pentru că aveam impresia că îmi va aluneca, acum stau mult mai relaxat. Dar cum am zis și mai devreme, Samsung a păstrat acea strategie pentru Note 4, cum o aveau și pentru Note 3. Pentru că avem următoarele. Spatele detașabil care îți oferă acces la bateria de 3220 mAh, care m-a ținut aproape 30 de ore cu vreo 3 ore de ecran pornit, așa că mă gândesc că nu ar avea probleme să reziste gen de dimineață până seara cu vreo 5-6 ore de ecran pornit, iar în spate mai ai bineînțeles SIM-ul și slotul pentru cardul microSD de până la 128 de GB, iar capacul are aceeași textură care imită pielea, dar acum au renunțat la cusăturile de pe margine și parcă acum se simte un pic mai bine. Ai aproape aceeași formă a telefonului și într-un fel mă bucur că au renunțat la mufa urâtă de micro USB 3.0 pentru una standard 2.0, dar care acum oferă încărcare rapidă, adică 50% din baterie în 30 de minute. Și ai același senzor infraroșu în capăt, care de când am TV în cameră îl apreciez mai mult. Telefonul rulează acum Android 4.4.4 cu skin-ul Samsung, bineînțeles TouchWiz pe deasupra, și pe viitor va primi update la Android 5.0, dar dacă ai folosit un telefon Samsung în, nu știu, ultimii 2-3 ani, te vei simți ca acasă. Personal, m-am obișnuit cu interfața și mi se pare că de la generație la generație devine mai curată și aerisită, și avantajul skin-ului Samsung pe o diagonală mare este că îți oferă câteva funcții pentru multitasking. Bineînțeles că ai acel mod prin care ți-ai apăsat pe butonul de back și poți deschide două aplicații simultan și folosi în același timp, gen să ai un YouTube pentru muzică și un Instagram pentru poze. Și ce am descoperit nou acum, spre exemplu, am primit un SMS cu un link, mi-l deschide în Chrome, dar în loc să-mi deschidă Chrome full screen, mi-l deschide ca o fereastră care, dacă vreau, o pot face mare sau nu. După ce termin cu ea, dau back și revin direct la mesaj. Dar ce e nou acum, și de fapt nu e nou pentru că exista și pe Note 3, dar acum e implementat diferit, acum poți trage din colțul dreapta sus înspre interior și transforma aplicațiile suportate într-o aplicație mai mică, ca și cum ai avea mai multe ecrane deschise pe desktop. Le poți suprapune, muta, aranja cum vrei tu, dar implementarea asta are mici probleme, pentru că de multe ori când vreau să transform o aplicație în variabilă,
varianta ei de fereastră, apucam de fapt de bara de status și deschideam notificările. Aș fi preferat să păstreze varianta de pe Note 3, unde desenai un mic dreptunghi și în interiorul lui puteai să deschizi o aplicație de genul. Bineînțeles, pentru că Note 4 a apărut după S5, butonul Home ascunde un senzor de amprentă pentru deblocare care merge bine, dar din cauza formei și pentru că trebuie să glisezi degetul pe el, dă rateuri destul de des și din cauza asta nu-l folosesc, iar acum ai pe spate și senzorul pentru puls care și-a făcut apariția pe S5, care acum este un pic mai util dacă îți faci selfie-uri destul de des, pentru că poate fi folosit ca declanșator. Dar pentru că am ajuns la spatele telefonului, trebuie să vorbesc despre camera foto de 16 megapixeli cu stabilizare optică. Pozele pe care le face mi se par foarte similare cu cele făcute de S5, pentru că până la urmă vorbim de aceeași cameră, doar că acum are și stabilizare optică. Ziua, pozele ies foarte bine și îmi pare rău că nu am prins niște zile mai luminoase, așa că toate sunt pe ninsoare sau ploaie. Și am auzit niște discuții cum că Samsung le-ar procesa mai agresiv și le-ar face mai sharp decât ar fi, dar eu nu am observat asta. Seara, fără flash, din nou, pozele ies foarte bine pentru condițiile în care au fost făcute, dar probabil cel mai spectaculos lucru al camerei de pe Note 4 este stabilizarea optică, care se vede cel mai bine în acest video filmat UHD. Voi vedeți filmarea la 1080p, adică 1920x1080 Full HD, dar a fost filmată la 4K UHD. Și după cum vedeți, stabilizarea optică este demențială pentru că poți citi numărul mașinii fără nicio problemă. Fața persoanelor se vede foarte bine și, să fiu sincer, eu cu ochiul liber, bine, acoperit de ochelari, în fine, nu vedeam așa de bine de la distanța aia. Și să nu uităm că avem de față un Note, așa că S Pen. Dacă îți place să desenezi și să schițezi, gama Note este pentru tine. Dar stylusul îți oferă acces și la 4 funcții. Notiță pentru schiță, care scoate un post-it, care poți nota ceva rapid sau scrie diferite lucruri, ca un număr de telefon și să-l apelezi. Selecție inteligentă, prin care poți selecta o parte din ecran pentru a o salva pentru diferite referințe și care încearcă să depisteze textul din imagine. Decupare imagine, care îți permite să selectezi o zonă aleatoare de pe ecran și să o salvezi sau share-uiești. Și scriere pe ecran, care îți face un screenshot și după poți scrie pe el, îl poți roti, salva și da mai departe. După ce am terminat de editat acest video, am stat și m-am gândit la o concluzie. Cum am zis și mai devreme, diferențele dintre Note 3 și Note 4 sunt doar pe partea de hardware și mai puțin pe soft. Ai un procesor mai bun, o cameră foto mai bună, o construcție mai bună, un ecran mai bun, totul este mai bun. Deci ai putea spune că ai de față un Note 3 Plus. Dar de când au lansat S3, respectiv S4, what the fuck? Samsung a început să pună tot felul de funcții pe ele și în caz că nu ați observat, pe Note 4 a dispărut senzorul pentru Air Gesture. Nu mai merge să faci comenzi de Star Wars, să controlezi telefonul fără să-l atingi. Și probabil acum vă gândiți, ok, ce este așa diferit față de Note 3 cu Note 4? Ok, înțeleg, este mai bun, dar Samsung a făcut exact ce am vrut noi. Au pus metal pe telefoane, au renunțat la funcții care nu prea le folosea lumea. Adevărat, făceau un telefon să fie foarte demonstrabil, dar erau puține situații, erau niște situații nișe în care lumea nu prea le folosea acele funcții, nu se merita să le folosească și au îmbunătățit experiența software, așa că telefonul merge mult mai bine. Nu am avut nicio problemă cu sistemul de operare. Așa că, dacă ai Note 1, Note 2 sau vrei un telefon cu o diagonală mai mare, mergi pe Note 4 pentru că este cea mai bună alegere pe care poți să o faci în acest moment. Dacă ai Note 3, fă upgrade-ul doar dacă vrei funcțiile care sunt un pic mai bune acum. Păi, cam atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și în caz că v-a plăcut acest video, folosiți primul link din descriere ca să cumpărați Note 4 sau ce vreți voi de la eMAG. Un procent din vânzare îmi revine mie și este cel mai simplu mod prin care mă puteți ajuta. Mă găsiți pe Facebook, Twitter, Instagram, le aveți pe aici în descriere. Abonați-vă, dați-mi un like și noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!